Exercițiile demonstrative au cuprins procedee de apărare și intervenții cu mașina sau în forță. Toate au făcut deliciul spectatorilor care s-au strâns cu sutele pe pietonal, urmărind cu sufletul la gură disciplina și profesionalismul oamenilor în uniformă. Un eveniment asemănător a avut loc și la Dorohoi, în parcul din fața spitalului municipal. De asemenea, reprezentanții instituției au organizat vizite și la sediul lor de lângă penitenciar. Oaspeții ce le-au trecut pragul au avut ocazia să vadă sala tradițiilor, autovehiculele și armamentul din dotare. Totodată, jandarmii au prezentat și informații pentru cei ce s-au arătat interesați să le calce pe urme în carieră.